Salutare, dragi youtuberi! Astăzi ne regăsim în casa lui Toni Ionescu. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc că ai venit. Am pregătit câteva întrebări. Să vedem cum se descurcă Mr. Toni. Eu totdeauna am răspunsurile la mine, așa că aștept întrebările tale. Bun. Ce tip de copil ai fost când erai mic, evident? Am fost un copil timid. Eram ținut în scurt de maică mea, care era foarte autoritară și datorită acestui fapt am copilărit mai altfel decât ceilalți copii, la modul că copiii se jucau, cum eram noi când eram copii, când aveam tablete ca ziua de azi sau eu știu, mari jucării, aveam mingie, aveam niște cerculețe cu care aruncam noi tot felul de... Liniunța, gropiță. Astea n-o zic, când eram mai mititel și ne jucam cu, smulgeam frunze în copaci, astea, pietricele, ne jucam de-a mama, de-a tata, că vindem la piață, că de-astea, astea erau jocurile copilăriei noastre. Jucam castel, elastic, poarca cu poarca, era o distracție maximă asta când am mai crescut un pic. Poarca, cum era poarca? Aveam niște oale pentru de-astea de mâncare și... Puneam o oală mai mare cu gura în jos, peste ea o oală mai mică și deasupra una și mai mică și dacă mai era și un ibric, ceva deasupra în vârf de tot. Și era ca un fel de castel, cum se juca castelul. Spărgeam pietre și le puneam așa, făceam ca un castel, le dărâmam cu mingea și pe urmă trebuia să vii să le pui repede la loc unul peste altul, echipa care era la dat cu mingea. Și ceilalți prindeau mingea și te loveau. Dacă te lovea, te scotea din joc. Așa era și la poarca. Numai că la poarca nu se juca cu... Cu mingea s-a jucat cu pietre, știi? Trebuia să dai poarca aia jos cu pietre. Băi, și noi, cum e la mine aici, blocurile sunt în formă de U. Doamne, și un ecou și un ăsta. Și când jucam poarca câte o oră, două, dacă ne drăcuiau toți vecinii. Și... După aia am început să jucăm tenis de picior. Eu eram bâtă la tenis de picior. Până într-o vară, când nu știu, m-am zis eu pe la mare și am petrecut un sezon pe acolo vreo 2-3 săptămâni. Și am jucat cu unii tenis. Bă, și am bătut pe aia de-a muscați. Când am venit acasă, toți se băteau pe mine cu care sunt în echipă. De-alea, figur, loveam cu călcâiul din spate. Cu mamă, deci niște de-astea imposibile. Eram praf până atunci. Nu mi-a plăcut fotbalul, mi-a plăcut rugby, am jucat rugby. Și când mai jucam pe aici pe asfalt, mai câte o miuță de-aia, un fotbal, eu cu placaje direct cu aia și toată lumea m-a luat la el în echipă care vrea să... Da, am fost cu minte până am mai crescut, am fost foarte cu minte și odată ce am dat de viață și am început să cresc, să aflu și eu chestii, odată m-am schimbat, era să zic 360 de grade. Și am început să colind, să umblu, mă suiam în tren, n-aveam bani la mine, dacă aveam 10 lei plecam la mare, stăteam 2 săptămâni. Cum era pe vremuri, cu da. Adidas și rupți, cu nașul frumos, cu mai nașul. Bătea nașul pe tren și ăla, am prins una nașă beată pe tren și eram vreo 4 și i-am dat 12 lei, că atât mai aveam bani la noi și ne-a dat restul la 100, boierie. Te aduceai de excursie, cumpărai mâncare și băutură, care o conservă de pește, 10 sticle de vodcă. Cam așa era. Aia era masa, înainte de băutură. Da, nu, ăla era masa principală, conservă, era desertul. Îți dai seama, la 10-12 inși, o conservă era bătaie, pepene cu fasole. Foarte... Ce am să menționez? Asta este prima parte a interviului. Și bă, o să te rog să dai drumul la cronometru, să nu uităm. Așa, da, să nu uităm. Timpul este limitat. Gata, okay. L-am pornit. Nu e nicio problemă. Partea a doua o veți regăsi pe canalul meu de YouTube. Dar până atunci mai ajunge. O să citiți în linkul de mai jos unde să vă duceți pentru partea a doua a interviului. Și să trecem la următoarea întrebare. Ce notă luai în general la școală? Păi, primele clase, ca toți copiii... Primele 8 clase, da. Primele 4, hai să zicem de primele 4. Că primele 4 clase, toți sunt copii de nota 9 și 10. știi? Păi bine, mă interesează că partea aia. Nu e milă să ne dea note mici. După aia, în clasa 5-6, am început să iau note mai mici. Nu mai dădeam atenție. Era și anturajul cu gașca pe la școală. În loc să mergem la ore, steam pe curtea școlii, băteam mingea.
ne aducea de urechi în clasă. Începuse să mai scad, eram copil de 7, 8, 9, așa. Până... Deci n-ai luat niciodată un 3, un 1? Nu, la școală am luat o singură dată un 1, în clasa 1 am luat 1. Am luat unul în clasa 1, de ce? Ne jucam pe culoar și copiii alergam de acolo și era o fereastră de asta, că parterul la școlile astea vechi era destul de înalt, știi? Ne urcam pe fereastră și coboram afară în curte și după aia iar veneam pe ușă și iar coboram pe ușă. Ne-a prins domnul director și țin minte că m-a luat de ureche. A fost prima oară că m-a luat cineva, mă, mi-a ars urechea 2 săptămâni. M-a luat, mi-a făcut așa la ea de 2 ori și m-a dus la învățătoare și a notat unul la purtare. Bineînțeles, cu creionul a trecut. Și de atunci am fost miel, n-am mai fost. Bă, dar știi cum era, de câte ori? Eu eram foarte cuminte, ți-am zis, și câteodată îi vedeam pe ea, că zic, hai să fac și eu ce fac ei. Și când făceam atunci să nimerea, că pe mine mă prindea, nu pe ea. Și eu eram ăla care plăteam oalele sparte. Bun, ce vreau eu să scot în evidență aici, pentru youtuberii noștri. Tipul acesta de oameni se numesc oameni originali. Pe când... Am și eticheta aici, dacă vă uitați la tricou original. Pe când cei care sunt ocilari sau învață de nota 10, învață cu adevărat, nu cu șpagă, cu pulpă de porc, cu mai știu eu ce. Da, cum erau niște cazuri și pe la mine pe școală cu părinții de stare bună, adică de ăștia, cum să zic, unul era profesor, altul era... ăsta cum și farmacist, fata farmacist era premianta clasei și de astea și că era mămica cine era, știi? Și da, era un sistem de valori cam ca în ziua de azi în politică. Ideea e că dacă ai pățit cineva să-ți fure ideea la locul de muncă și să o folosească în interesul lui, acel om sau acea persoană se numește un maestru al jocului și jocul se numește un job sigur. Ai înțeles? Acela care a luat 10 la școală devine un maestru al jocurilor societății. Pe când Tony este un om original. Adică gândește, spune pe loc, da? N-aș vrea să știți ce-i la mine în cap când gândesc. Nu reușesc eu să fac o ordine acolo, da? Bun, să trecem mai departe. Îmi poți spune o întâmplare comică de la începutul carierei tale? Mai, o întâmplare comică... Azi povesteam de băiatul ăla cu... La începutul carierei mele, că începutul carierei mele a fost în liceu, când m-am dus la un club de ăsta de cartier, unde făceam teatru, spuneam noi. De fapt, făceam mici scenetuțe, pe care le jucam la zilele naționale, 23 august, 1 mai, de spectacole prin parcuri și... o întâmplare nu chiar... Că nu ține de grupul în care eram acolo... Veneau tot felul de copii, mai năzbătioși, mai cuminți, fete, băieți și făceam tot felul de scenete. Și într-o zi a venit un băiat așa mai papagal, Andrușcă. Și Andrușca al nostru, un copil, ce era meu timid, dar ce era ăsta? Era la vârsta liceului, clasa 9-a, a 10-a, nu știu și... Măi, de ăla de nu-l lăsa maică să ieși din casă, afară 35 de grade, el cu căciulița pe cap să nu răcească, de alea, știi? Și... papagal rău și l-am dus doi pe parc, noi mergeam cu chitările, cu fetele, cu astea, ne distram. Și am ieșit în parc odată în Tineretului, pe malul lacului, l-am pus frumos, hai mă, Andrușcă, să facem o poză, zic, uite aici pe mar, zic, dă-te mai în spate, așa, nu ce zic. Și acum când zice păsărica, toți facem, oaa, și noi când am făcut, oaa, direct la Andrușcă, peste pie, pum, frășc în apă. Băneg, 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 ridică-te dracu' în picioare, că apa avea 30 de centimetri, dar el că să neacă, s-a tăvălit pe acolo, s-au dat buletinul alea. Mă bate mama acasă, bine-ți face, dacă ești mototol. Asta a fost una dintre... A stricat copilul la mentalitate. Cele mai haioase din perioada aia, nu l-a mai lăsat maică să se vină, bineînțeles. Și... S-a calmat, a? Aveam tot felul de nebuni. Altul să visa Bruce Lee și de-alea, Chuck Norris, cu karate, pe parc, venea cu nunceacul la el, cu de-alea, până l-a luat poliția, după miliția, cum era atunci. S-a calmat, da? Da. S-a angajat în serie într-un târziu. Vezi, a avut tragere de inimă. Da, da. Bun. Care a fost momentul decisiv din viața ta care te-a determinat să devii actor? În
copilărie, și am mai spus-o și la televiziune, în copilărie eram un copil bolnăvicios, aveam sinuzită și dureri de cap tot timpul și era o, am avut o copilărie groaznică din punctul ăsta de vedere. Și într-un târziu m-am apucat de sport și corpul a devenit imun la bolile astea ale tinereții și în general la orice boală, că n-am mai fost bolnav până la, la 40 ceva de ani, n-am avut nicio boală. Dar întrebarea care era că... Când ai decis să fac meseria de actor? Da. Atunci eram în clasele 1-4 la școală și într-o dimineață m-a durut capul atât de rău încât am spus, mamă, nu mă duc la școală că nu pot sta în picioare de tare cât mă doare capul. Și am stat, mama așezată în pat, întâmplător chiar aici era... canapeaua, m-am așezat în canapea, o pătură, o compresă pe frunte și dau drumul la televizor. Pe vremea aia încă mai era televizor dimineața, știi, să mai dădeau dimineață, pauză și seara. Și dă reloare Stan și Bran, care fusese duminica asta fiind luni. Mamă, și dă o secvență cu Stan și Bran când și-au cumpărat ei un vapor să apuce de pescuit și să vândă pește. Și... A, o filmuleță extraordinară, am râs de am zis că leșin. În clipa când râdeam în hohote, vine maica mea de la bucătărie cu o falcă ce și cu una în pământ. Ce? Stai și te hăhăi aici și-ai chiulit de la școală, deci te faci că ești bolnav. Și mi-a tras o mamă de bătaie, dar nu mi-a mai trebuit dureri de cap după aia. Ți-a dat medicamentație. Mi-a dat medicamentație naturistă, curea. Curea se numea. Da, că înainte se folosea curea. Da, ne băteau părinții cu cureaua, asta curea era. Sau furtunul, nu e vine bau-bau, nu știu ce, cureaua și jeam și aveam și o curea de aia sănătoască, tata de a fost militar. Mamă. De aia groasă așa și de, mă, bătea cu aia. De, da, simt și acum. Bun, care a fost prima? A, și spuneam că asta, am văzut Stan și Bran și atunci, din râsul ăla, nebunesc, mi-a trecut durerea de cap. Și am zis, hopa, ăsta râsul e un medicament. Și am hotărât să mă fac doctor de suflete, să vindec lumea prin terapia asta, care se numește râs. De asta mi-am ales meseria. Îmi place să râd foarte mult și îmi place să se râdă foarte mult în jurul meu. Adică te face să te simți bine, nu? Îți dă o stare de împlinire când vezi că oamenii sunt veseli în jurul tău, râd și le citești bucuria pe față. Îți dă o stare extraordinară. Nici, cred că nici după droguri nu te simți așa. Ideea e că îți dă o ploaie de senzații sufletești, mă gândesc. Da, da, e fabulos. Și îți aduce o liniște interioară. Absolut. Ești cel mai senin om de pe planetă în clipa când reușești să faci așa ceva, să ai oameni care zâmbesc în jurul tău. Așa. Sunt de acord cu el aici. Iubesc comedia, nu de alta. Bun, care a fost prima ta apariție ca actor? Sau ce rol ai avut? La teatru sau? Prima mea apariție a Cum fost a într-un fost? Spectacol public, într-un parc, în Parcul Tineretului, unde era o scenă în fața unui public de 3-4 mii de persoane. Și eu începător și bam! Deci, așa e în arta asta. Deci ori dai tot din tine, ori te blochezi. Și atunci, dacă te-ai blocat, cu meseria asta ai terminat-o. S-ar putea să ai un șoc, ăla e un moment critic. Și îmi dăduse că noi făceam tot felul de scene, tuțe, glume, să cânta cu muzică populară, că așa era la sărbătorile astea populiste ale lui Ceaușescu. Și mi-a dat un colaj de versuri. Partidul, cu poporul, cântam pe Ceaușescu și îl lăudam, că așa ne obligau. Și dă și mie, zic, doamnă, zic, profesoara de teatru, zic, doamnă, zic, nu-mi dați versuri, că eu nu rețin versuri. Nu, deci nu, mi-a dat patru versuri, că tătica era o strofă mică și... Spunea unul ceva, unul ceva și făceam câte un pas înainte și vorbeam, după aia ne retrăgeam. Și fac eu un pas înainte, spun primele două versuri și după aia era, ultimele două erau și din Carei până în Suceava spre Marea Împlinirea Țării. Asta nu mai uit tot fi, astea două versuri. Ies, le spun pe primele două, după care trag aer în piept și... O liniște în parc de n-ai văzut în viața ta, ziua în amiaza mare, 3-4 mii de oameni, liniște, s-auzea musca.
Te așteptam pe tine. Doamna strigat în culise de acolo. Și din Carei până în Suceava spre Marea Plită. Ha? Și din Carei până să... Ha? Mi-a venit în cap. Și din Carei până în Suceava spre Marea Plinirea Țării. Ura! Toți! Bă, nu știu ce! Ai pierdut pe moment atunci. Da, și noroc că am trecut peste chestia asta și după aia a venit... Că așa trebuia să încep, cu un montaj literar-artistic în care să cânți partidul și pe conducătorul neamului. După care urma muzică populară, muzică ușoară și scenete comedie pe care le stăpâneam deja foarte bine și lumea a fost super încântată. Chiar m-am întâlnit cu cineva după vreo 15-20 de ani de la chestia asta și îmi povestea, zice, bă, era unul când eram eu puștan, era unul în parcul Tineretului, zice, venea acolo și de sărbătorile astea, întâi mai dușteau, spunea niște scenete și alea, zice, bă, râdea, zic, bă, tâmpitule, eu eram ăla, e, nu cred, eu eram și i-am povestit scenete, extraordinar. Deci asta a fost una din primele mele experiențe și după nebunia asta de spectacol în care am avut o mare de oameni și aplauze și eram atât de încântat și de fericit. A doua zi ne duce tot partidul, vine, ne ia și ne duce la Adesgo să facem pentru fetele de la Adesgo, acolo pentru muncitoare să facem un spectacol. Și ne bagă într-o încăpere de 5x4 metri, unde erau niște mese, vreo 5 mese, că nu încăpeau mai mult, și vreo 5-6 scaune și restul în picioare, așa? Zice, hai, face spectacol. Deci am avut un șoc după bucuria aia și emoțiile pe care le-am trăit în mulțimea aia să te pună în fața a 12 muncitoare să dai spectacol. M-am simțit ca ultimul prost, zic, băi, ăștia își bagi joc de noi și... Mult mai târziu am înțeles că publicul poate să fie format și din două persoane și din una, dacă nu chiar mai puțin. Și... Actorul, asta e arta actorului. Pacientul era să zic ăsta. Spectatorul trebuie să se simtă ca într-o sală plină. El nu trebuie să vadă pe fața ta că tu ești dezamăgit, că sala e aproape goală. Omul a venit să vadă un spectacol. Tu joacă spectacolul ăla ca și cum ar fi sala plină. Asta e unul din secrete, pe care mulți nu l-au înțeles. Ce vreau să menționez aici? Ceea ce numește Tony că a avut noroc, că a scos pe gură, eu consider că este curaj. Că dacă n-avea curajul să vorbească, da, să continue, da. Poate nu ajungea... Zicea lumea că sunt mut. Da, poate nu ajungea la imaginea care și-a făcut-o până la ora actuală. Deci până la urmă îți trebuie curaj, știi? Ce ai de pierdut? Înțelegi? Da. Trebuie să deschizi gura atunci când simți, deschide gura și spune ce ai pe suflet. Pentru că dacă nu spui atunci, mai târziu te va măcina. De ce n-am spus eu atunci când trebuia și... Dacă o spui și nu o spui la momentul potrivit, e ca și cum n-ai spus. Bun, de unde atâta pozitivitate? Te văd mereu pozitiv. Păi, așa îmi place să fiu, dacă îmi place să văd oameni veseli în jur, așa trebuie să fiu. Și așa am fost de mic. Am fost dornic să mă afirm, să fac și... Era și chestia asta, simțeai că lumea nu-ți dă atenție. Totdeauna când era o chestie importantă, eu veneam cu o soluție bună. Hai mă, ce știi tu, că tu ești copil, sau lasă bă tu, că nu asta vorbeam, zi altceva. Și treceau peste soluțiile mele, treceau și atunci am zis, eu trebuie să fiu independent. Eu trebuie să am opiniile mele, să mi le impun și nu pot să le impun alături de niște oameni care sunt negativiști. Gândesc negativ și am căutat să mă înconjur de oameni pozitivi și să fiu eu tot timpul pozitiv. Pentru că dacă ești pozitiv, ai și o stare interioară foarte bună. Și treci prin viață mult mai ușor și mult mai liniștit. Și îți dă și publicul energie, bănuiesc că... Absolut. Vezi că publicul, uite, acum sunt într-o perioadă în care nu prea am mai jucat nici la sală, nici spectacole, nici în televiziune și am simțit așa, că m-am simțit ca o pârloagă, știi, ca un teren arabil pe care nu s-a plantat nimic. E... plin de mărăcini și de ciulini, știi? În clipa când încep să joc și să intru din nou în inima publicului și oamenii îmi fac recenzii frumoase, îmi scriu mesaje de bine, parcă, știi, e ca într-un joc de ăla, acum ce faci? Fac nu știu ce, pac, și imaginea se schimbă totuși, înflorește, știi? Ca în poveștile alea cu
cetatea nu știu care, ăsta cum zice, frumoasa din pădurea adormită. Când s-a trezit toată cetatea la viață și au reînviat personajele și tot a devenit verde, exact așa simt eu când primesc un mesaj pozitiv de la cineva sau când văd publicul că aplaudă sau când întâlnesc un om pe stradă care odată îi citesc lumină în ochi când mă vede, se înseninează. Da, se asta se e bucuria mea. Asta e faptul care mă face să fiu pozitiv. Bun, următoarele întrebări în partea a doua a interviului. Și vreau să vă dau 3 puncte bonus pentru că ați avut atâta răbdare cu noi în prima parte a interviului. Primul punct bonus ar fi toate statele de drept, toate sistemele al unui stat de drept din orice țară vrei, au fost inventate în era industrială pentru era industrială, da? Și acum trăim în era digitală. Asta ce înseamnă? Altfel de industrie, altfel de boli, altfel de tratamente, da? Da, nu poți să mergi la arat cu laptopul, adică ce faci, pui tableta între coarnele la vacă și tu ții plugul de spate și dai GPS, cu trebuie să întorc pe tarlache, știi? Adică bănesc că și asta. Al doilea punct bonus care vreau să vi-l dau, toți medicii din Europa vindecă boala în loc să vindece persoana în cauză, da? Pentru că, ce crezi, dovada minimă că toți suntem unicați sunt amprentele noastre, da? Că ai văzut cum e, când îți ia amprente sau dacă n-ai trecut pe acolo. O să ajungi într-o bună zi că trebuie să faci tu ceva rău în viață. Că în fine, oricum tu știi. E o experiență și asta. Oricum tu știi că suntem unicați, da? Și ideea e că doctorii tratează boala în loc să ne trateze pe noi. Personalizat. Noi avem nevoie de tratament personalizat. Absolut, că nu totdeauna, nu toată lumea reacționează într-un fel la o medicație anume sau la un tratament. Îți dau un exemplu, am avut în copilărie o problemă, o eczemă la picioare și am ajuns să am labele picioarelor carnevie din cauza tratamentului aplicat de medic. Și am încercat vreo 3, 4, 5 tratamente cu mine, culmea un medic extraordinar. Te-a luat așa la încercare, hai să vedem dacă da, mergi. El a zis să vedem cu ce merge și tot îmi dădea alt tratament, până am ajuns să am carnevie picioarele și nu mai puteam merge, nu mai puteam călca, nu mai stăteam tot timpul cu picioarele în aer, cu asta. Și a venit o vecină, apropo de tratamentele naturiste, a venit o vecină și a zis, lasă mamă, nu-ți mai da cu toate rahaturile alea, uite, mi-a făcut un cei de mușețel, cu mușețel cules după câmp, nu de la plafar, mi-a făcut un cei de mușețel, zice, spală-te cu vată și peste asta, așa, și lasă să usuce, după ce s-a uscat, iar te sper și eu. În 4 zile am avut picioare noi, mușețel, și am luat niște medicamente scumpe și alea, de-aia vă zic că e o golăneală și treaba asta cu medicația și cu doctorii au început să fie afiliați la tot felul de trusturi farmaceutice, la trusturi de care produc medicamente, sunt obligați prin contract cu ăia să-ți recomande medicamentele lor și e o întreagă măgărie despre care probabil că o să vorbim altă dată, dar nu, fiecare om are rostul lui și felul lui și organismul diferă de la persoană la persoană, așa că nu generalizăm. Suntem toți unicați. Până și gemenii au structura genetică unicată. Nu sunt identici. Da, uite, pe mine dacă mă dai cu var, nu ține, dar dacă mă dai cu vopsea, altă... Bun, și al treilea punct bonus, resursele României sau resurse mondiale, cum vreți să o luați, că sunt anumite persoane care consideră că resursele noastre se termină și nu vor mai apuca generații viitoare. Nu, resursele noastre ni le termină. Occidentul, rușii, ăstea, că gazele-s la ruși, petrolul la austrieci, aurul la americani, adică ei le termină, noi nu le terminăm. Nu sunt infinite, dar sunt într-o cantitate atât de mare încât să pot aproviziona toți vagabonjii ăstea din jurul nostru și noi rămânem ca bradul, ca să nu zic ca parul, ca puii mei. Bun, ce vreau să vă spun aici? Vreau să vă dau un pic de gândit. Înainte să fie petrol, ia gândește-te, aveam nevoie de petrol, înainte să fie primul puț de petrol, înainte să ai electricitate, când se dea lumea la lampă de gaz, la lumânare, aveai nevoie de electricitate? N-aveai, pentru că nu știai ce e, da? Gândește-te. Care avea tabletă, da, îi trebuia, dar care n-avea... Nici nu existau tablete, existau niște table de lut de alea pe care scriau sumerienii, niște tablițe de lut. Da. Știi că și pe vremea au fost baterii.
Normal. Așa. Gândește-te înainte de televizor, înainte de radio, înainte de internet. Te gândeai că aveai nevoie de ele? Nu, da, te gândeai. În copilăria mea, înainte de televizor, era mileu. Știi? Și pe televizor, peștere de sticlă. La fel și cu mașinile. Înainte de mașină, aveai nevoie de mașină? Nu, că aveai căruță cu cal, da? Da, făceai până la Viena o lună de zile, dar acum faci... Cu avioanele la fel. Înainte de avioane, erai în mașină, nu? În fine, da, cam asta. Avioane mai erau și pe vremea aia, că se îmbătau dacii, mamă, trăgeam, știi, avioane se făceau, știi cum? Cam asta a fost prima parte a interviului. Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube al lui Toni Ionescu. Abonați-vă și la canalul lui, vedeți în linkul de mai jos, în descriere, veți găsi linkul la care să intrați. Acolo are foarte multe chestii interesante pe care le puteți dacă urmări. Vrei să schimbi mentalitatea, să gândești altfel, sau nu, cum se zice, outside the box, pentru că la mine găsești prea multe boxuri. Ai înțeles? Adică o să ai cel puțin 7 idei despre, sau cel puțin 7 păreri despre o anumită situație în care trăiești tu. Sau în despre fine. Un subiect, sau despre... Da. Așa că abonează-te din interes pentru propriul tău succes. Vă pupăm și aveți grijă de voi.